Acea societate nu mai trebuie să fie amânată, decizia trebuiește luată. Știți și dumneavoastră că în primăvara acestui an, guvernul a început renegocierea contractului. S-a renegociat contractul cu niște clauze mult mai bune pentru guvernul României. Sincer să vă spun, eu sunt neplăcut impresionat de ceea ce văd că se întâmplă. Nu cred că cei care demonstrează în piața universității știu de fapt ce se întâmplă la Roșia Montană. Fiecare are dreptul lui de a demonstra. Este un drept constituțional, un drept pe care ni l-am câștigat în atâția ani după democrație. De democrație. Da. Așa cum am spus-o, eu aș fi foarte curios să văd dacă cei care se află în piața universității acum și le dai o hartă, știu să pună degetul și să arate unde este Roșia Montană. Eu sunt curios să văd dacă dintre cei care știu unde este Roșia Montană, câți au trecut și au călcat Roșia Montană. Și sunt convins că nici 2% dintre ei. Și cred că soluția este în mâinile noastre celor de aici. Cred că soluția este în mâinile dumneavoastră, pentru că dumneavoastră știți problemele cu care vă confruntați acolo, necazurile și grijile pe care le aveți. Și sunt convins, încă o dată vă spun, că această exploatare va începe și va începe cât de repede. Drept pentru care eu, înainte de a fi prefect, am făcut parte din Partidul Conservator. Am cerut colegilor din Partidul Conservator, celor care sunt parlamentari, să se deplaseze de urgență la Roșia Montană pentru a vedea adevărata realitate și a simți adevărul. Pentru că adevărul este de multe ori denaturat. Drept pentru care am fost informat că vine la ora 11 o delegație a Partidului Conservator, deci alcătuită din parlamentarii Partidului Conservator, va fi la Roșia Montană pentru a se întâlni cu dumneavoastră. Dar nu doar cu dumneavoastră. Vreau ca această întâlnire să aibă loc între ei, dumneavoastră, între ei, ONG-urile care sunt împotrivă, pentru că trebuie să le ascultăm punctul de vedere, că așa este normal, între ei, ONG-urile care sunt pro-Roșia Montană, și, în primul rând, între ei și populația localității.